este raghi. Așa. Deci, ia uite, ce reacție are. Ce are, să se ferească de noua lesă? Da, pentru că nu înțelege foarte multe lucruri din mediul acesta. El n-a avut timp să fie lăsat la vârsta la care era important să se întâmple treaba asta, să ia contact cu situații care mai de care mai noi. E și un câine relativ izolat, adică nu prea ne facem timp să-l scoatem. Dar l-a dezavantajat și lungimea lesei acesteia. Și faptul că de câte ori era nesigur, îl și trăgeați, îl strângeați și îl dădeați deoparte. Nu i-ați lăsat niciodată șansa să investigheze mai mult ce se întâmplă și să înțeleagă mai mult din tot ceea ce se întâmplă. O să facem următoarea schemă. Stați un pic să aduc, de fapt o să fac așa. O să pun o altă kingă, da? O să-i punem această zgârduță pe gât, da, cu această lesă. Și dacă îl pierdem? Dacă îl pierdem? Pe cât facem pariu că nu îl pierdem? Bine, gata. Ce am și așa. Dar ca idee, n-ați mai folosit niciodată tipul acesta am de lesă. Am avut un pic la început și probabil n-am știut să... Da. Am avut așa ceva, sau un genul ăsta la început. Da. Și până la urmă am renunțat. Mi s-a părut că una groasă așa ca să-l controlăm. Da, această lesă are 8 metri. O să vedeți ce înseamnă pentru el să poată duce la distanță de 8 metri într-o parte, 8 metri în cealaltă, sau să parcurgă cei 8 de acolo și să se ducă. La 8 metri de mine, da. El oricând o poate lua în șosea. Da, numai că pe baza tehnicii de folosire a acestei lese, îl puteți controla oricând. Această lesă de 8 metri se poate face și de 1 metru. Da, știu. Da, dacă se poate face și de 30 de centimetri. Adică... Asta știu principiul, dar asta vreau să zic că dacă el e departe de mine, la 8 metri, și uite, cum ar fi pe străduța asta, eu nu l-aș lăsa cu lesă 8 metri, pentru că da. 8 metri aș fi în șosea. Prin dresaj, învață ce să facă cu acești 8 metri, cum să micșoreze distanța, în ce momente și la ce semnale le dați dumneavoastră atunci, în momentul necesar. Și totodată, cu lesa asta puteți să exploatați orice context în care vă aflați cu el. Dar de ce este important să se întâmple treaba asta? Pentru că are timp, cum face acum, să se informeze din mediu. Informându-se, se mai liniștește, pentru că asta îl ajută la adaptare. Ok? Se adaptează mediului. Adaptarea înseamnă supraviețuire. Lui este teamă când nu înțelege ceva, că îi se poate întâmpla ceva, integritatea este pusă în pericol și poate să nu supraviețuiască. Este chestiune de instinct de conservare. Dar când cunoaște foarte multe lucruri din mediu, le poate accesa, se și liniștește. Liniștindu-se, e din ce în ce mai sigur și nu mai simte nevoia să rupă ritmul, să se ducă în diverse spații. Vreau să punem asta pe el, îl băgați pe cap, da? Da? Așa, foarte bine. Stai un pic, stai că nu-ți fac așa, nimic. Așa, și lăsați în spatele urechilor sub bărbie, da? Hai. Stai un pic, stai, rachi, stai, da. Atât, e bine. Da? Da. Îl lăsăm așa. Pentru că nu știe ce să facă cu zgarda asta, o să mergem în paralel ca să-l obișnuim. Da. O să mergem în paralel cu lesa cu ham și zgarda. Să vedeți, aici este o tensiune, dar ușoară. Faptul că el nu este obișnuit să folosească, să funcționeze în prezența acestei tensiuni, îl face să se panicheze. Dar, pentru că este familiară asta, tensiunea în lesă și condusul în ham, da? O să asociem mersul în lesă și condusul în ham cu tensiunea în lesa aceasta. Și o să vedeți că după o perioadă, când e din ce în ce mai relaxat pe asocierea asta, să putem o să-i scoatem lesa cu hamul. Da? Hai să încercați să-l trageți un pic. Hai, Rachi! Rachi! Haide! Da, foarte hai, bine. Hai, Rachi! Acum a simțit un miros de câine care a marcat teritoriul sau de femelă și... Du-te ușor acolo să surprinzi comportamentul acela. Rachi! Haide cu noi! Da? Încercați să-l trageți. Hai! Nu nimic, încercați să-l trageți. Hai. Ați văzut ce impact
ghilimele vorbind, devastator, are un stimul olfactiv care îl conduce către o asemenea stare? E, bun, el se va obișnui cu tensiunea asta în lesă, da? Deci este partea intermediară din schimbarea asta pe care o facem. Și apoi, puțin câte puțin, o să-i lăsăm libertatea de a se duce mai departe. Și o să vedeți că poate accesa orice la orice distanță, însă va vedea că nu poate fugi. Chiar dacă este la o distanță mai mare de metrul ăsta de lăsă sau 2 metri cât are. Da? În altă ordine de idei, fiind prins de zgardă, îi controlăm capul. Controlându-i capul, practic corpul urmează capul și îl putem aduce spre noi. Va vedea că nu poate fugi, va ajunge la capătul lăsei, se va zbate un pic, că îl ține ceva dintr-o zonă din care n-a fost obișnuit să fie ținut, dar în final, după ce se va trage, în final se va hotărâ să ia ultima decizie, și anume să vină să micșoreze distanța. Și vede atunci că tensiunea în lesă dispare. Hai să facem treaba asta, da? Hai să îi desfacem... Îi desfacem? Da, da. Îi desfac asta? Da, da. O să vedeți că o să... Îi desfac? Da, da. Așa. Și lăsăm să se ducă. Ia uite. Cum te duci, mă, gulie? El este castrat, nu este castrat? Da. A, este? Proaspăt. Proaspăt, e ok. A, și mai bine. E bine că l-am castrat? Da, da, foarte bine. Mă rog, povestiți-i soțului meu ce bine e că l-am castrat, da, că e disperat. Foarte bine. Faptul că este castrat îl eliberează de comportamente din acestea pe fondul instinctului sexual, care fac tot mai grea conexiunea cu el și tot mai greu de controlat. Nu contează. Ok? În momentul în care... nu-l mai îndeamnă hormonii din interior, care ușor-ușor se duc. Câinii castrați au o perioadă în care, numai după ce sunt castrați, nu mai secretă acest hormon, da. Da? Dar mai rămâne ceva în corp. Da. Și corpul se purifică de acest ce a mai rămas în corp, de acest hormon care a mai rămas în corp, într-o lună, două, trei, depinde de fiecare el organism, de metabolism. Vreo două săptămâni sau trei, de când a fost. Bun. Trei, cred. După ce se elimină tot acest hormon ce a mai rămas în el, ușor, ușor nu mai are ce să-l mai îndemne din interior către acest comportament sexual. Și atunci câinii vor deveni din ce în ce mai puțin interesanți pentru el. În momentul în care va trece o perioadă și se va purifica organismul de ce a mai rămas în corp, și mă refer la hormonul ăsta, testosteron, el își va modifica puțin câte puțin și comportamentul. Nu se va mai manifesta pe instinct sexual, pentru că fiecare stimul din mediul olfactiv, vizual, sonor, cum este acest lătrat de căței, conduc câinii pe instinctul sexual, mă refer la mascul. E, stimulii aceștia sunt întâlniți la fiecare metru pătrat, deci condusul în lesă îl face să se condiționeze pe această stare. Cum le i-am pus lesa, acum intră în această stare de mascul dominat de instinctul sexual și este greu de controlat. Fiind pe starea asta, este și irascibil, vrea să și conflictual, inclusiv cu noi, inclusiv cu ceilalți, și nu o scoatem la capăt cu el. În momentul în care este castrat, se relaxează. Deci nu mai are... mai durează un pic. Dar nu va mai avea atâta interes să fugă după câini, să fugă după cățele, să vrea să perpetueze, că de aia și vrea să fugă până la urmă. Ok? Și apoi nu-l vor mai interesa atât de mult tot stimulele ăștia olfactivi, cum a fost acolo de ea, a tremurat creierul, că a simțit un pipi de femelă. Și apoi va avea un apetit alimentar mai bun, pentru că de obicei instinctul de hrană este inhibat, înăbușit de instinctul sexual. Câinii care se duc după cățele să perpetueze specia, uită de hrană cu zilele, cu săptămânile. Ok? Dar pentru că nu mai este acest instinct să înăbușe instinctul de hrană, el va mânca mai bine. Dacă mănâncă mai bine, atunci când avem mâncare să putem să lucrăm cu el motivațional, cu recompensă, se va stimula mai bine. Și atunci va fi dispus,
pe baza condiționării pe care le inițiem noi, să facă orice îi cerem pentru a câștiga acest ceva bun. Dar altfel nu l-ar fi interesat recompensa asta dacă tot ce era stimul în preajmă, care arunca în aer instinctul sexual, era mai puternic. Haideți să mergem încolo. Da? Da. Ia să vedem. Vede niște căței de din codiță. Este un el, da? Numai că este un el tot la fel castrat. Și, în general, în situația în care un câine este castrat de ceva timp, își modifică mirosul specific al feromonilor care sunt emanați pe la coadă. În condițiile în care se întâmplă treaba asta, unul ca el, pentru că celălalt nu mai are hormoni, hormonul testosteron să influențeze acel miros al feromonilor, acesta îl confundă cu o femelă și se manifestă ca atare ca față de o femelă. La rândul lui acela, când el își va modifica mirosul feromonilor, acela când îl va simți pe el, va considera că este o fată. Și amândoi vor deveni curtenitori în față de celălalt. Sunt practic undercover. Dar asta este marea frumusețe a momentului în care ei sunt castrați, că nu se mai setează pe comportament conflictual, de confruntare. Da? Setat de mirosul, statutul hormonal și mirosul acelor feromoni. Când sunt castrați, automat ăsta se relaxează, consideră că masculul acela este femelă, acela se relaxează la rândul lui, considerând că ăsta este o fată și devin curtenitori, devin prietenoși, efectiv. Pentru că ei în mintea lor rămân masculi. Da. Însă îi încurcă, nu îi încurcă de fapt, îi le setează starea mirosul celorlalt, celuilalt. Vedeți? Da. Pentru că și el este castrat deja de vreo 3 săptămâni, ușor, ușor mirosul acela s-a mai estompat. Își se modifică, e în procesul de transformare. Da? Nu contează. Da? El miroase ca și cum ar mirosi un pipi de fată.